Mergem să ducem combina în alt punct de recoltat, acolo să o vede în oglindă lumină, luminiță. Aia e combina, încă n-am făcut variatorul să meargă la mare. Ninge un pic afară, dar mâine îngheață. Nu ne deranjează încă zăpada. Am gătat de recoltat într-un loc, tot la același om. Acum ne mutăm într-un sat de lângă orașul nostru. Pregătim pe mâine. Păcat că nu redă camera cât de fain poate să ningă. Chiar dacă am faza lungă, pot să aprind și farurile de ceață, că nu prea ajută foarte, foarte mult. Dar ninge foarte frumos. Și mâine poate să punem un clip ceva. Am refăcut girofarurile. Am refăcut, l-am cumpărat pe ălalt și ăsta am reușit să-l fac. O ieșit borna de la plus și cred că a venit o ceva un pic mai mare, voltar sau amperaj. S-am pus o siguranță de 10 amperi înainte de contact, adică la ieșire din contact pe plus, ca să se ardă dacă mai sare borna sau ceva. N-am reușit să schimbăm borna, e o bornă fisurată. Nu e ruptă total, dar e fisurată. Și din cauza că ne deplasăm și avem intervale scurte de service, n-am reușit să schimbăm. Dar mâine, dacă când o să venim dimineață, o să iau o bornă și o să o schimbăm acolo pe loc. Să nu mai avem surprize de astea neplăcute. Denis ninge binișor, dar șoseaua este ok, acceptabilă. Matizul e pe butuci, nu știu dacă știți, e gata, definitiv. Mercedes-ul nu am aflat încă ce eroare are. O să aflu în curând ce erori are. Și o să vedem ce erori are, ce probleme are, cum are, de unde are. Asta vine și cu farurile de ceață. Mie nu-mi plac astea, nu-i ceață și nici nu minge atât de tare încât să fie ceață. Adică încât să nu mai vezi pe unde umbli. Dar asta e. Tot românul s-a obișnuit acum mai nou. Faruri de ceață, frate. Becuri de ceață. Tot aprins, tot. Scrie în decret dacă vizibilitatea este redusă din cauza precipitațiilor. Ceață, ploaie din cauza vremii, ca să zic așa. Ninsoare abundentă, etc. Da, poți să aprinzi becurile de ceață, așa. Dacă nu, n-are rost să scoți ochii la oameni, dar nu. În fine, îmi place foarte mult cu ninge. Să reluăm subiectul. Mercedes-ul încă are problemă electrică și n-am descoperit-o care ar fi aia. Chiar nu-mi dau seama. Nu am testerul, că am două testere, dar am pierdut CD-urile de la ele. Și urmează să văd. Poate îmi achiziționez un tester, nu știu sigur. Poate maximize, poate nu știu exact să vă spun. Merg în ce și tot mă uit la combină, că am emoții cu borna aia, dar deși am fixat-o și am strâns-o și nu se mai mișcă. I-am pus contact general, așa, pe viteză între timp. I-am făcut rulmentul de la șnec, l-am montat. Mici reparații. Încă nu e pericol jos, că nu e cu minus, e cu plus. Nu s-a adunat atâta zăpadă încât să fie foarte periculos. Să vede la urmele alea că e asfaltul. Dar na. Pe combina avem girofar față-spate, becuri stânga-dreapta, spate, bunker,
și față. Deci toată combina e iluminată. În plus de aia am făcut și un suport pentru prelată și prelata e acum pusă pe ea, deci pe bunker, ca să nu intre zăpadă sau asta să înghețe, să întărească, să mai putem porni să lucrăm. În rest, ne-am mai gândit așa ce ar mai trebui să facem ca să ne ușurăm noi munca. Urmează să vedem acum zilele astea. Poate luăm un încălzitor de la Vevor, ceva gen Webasto, dar nu e Webasto. Să vedem, încă nu știm. Încă nu știm sigur ce facem, pentru că dacă e destul, dacă e rece afară, să aburesc geamurile să și îngheață dacă e destul de rece afară. Vrem să prevenim aburirea geamurilor și înghețatul și astea. Bun, ninge foarte frumos, place cum ninge. Cam atâta pe astăzi, o să filmăm mâine. Aduc și echipamentul. O să iau o trepied de una de mână ca să pot să filmez un pic. Și ne auzim.